preferat, Tom Sawyer, care îmi trăiesc din plin copilărie, sprălind de vraja și marele esens. Eu nu cunosc oboseala când e vorba de a urzi planuri sau de a mă face erou în orășelul meu preferat, numit Petersburg. Eu aduc voia bună în biserică, unde nu rea și ador de plictiseală și monotamie. Iar în loc să ascult profesorul de religie, m-am îndrăgostit de Becky Thatcher. Iar în casa mătușii Polly, toți vor să facă din mine cumințenia lumii. Eu recomand tuturor copiilor să citească cartea Aventurile lui Tom Sawyer, fiindcă acest minunat copil Tom aduce o bucurie binecuvântată și este copilul secolului nostru zbuciumat. Salutare, lume! Eu cu Tom Sawyer suntem cei mai buni prieteni, iar acum vreau să vă povestesc viața mea, viața lui Huckleberry Finn. Purtam permanent o pălărie neagră sau verde și un costum așa, mai țărănesc, pentru că știți voi, nu-s prea bogat și toată ziulica fac ce-mi poftește inima. Dacă e zi frumoasă, dorm pe scările caselor, dacă e vreme rea, într-un butoi. Părinții eu nu am, săracul de mine, dar nici la biserică nu merg. Și când a venit tatăl meu, când l-am găsit eu, mi-a dat o bătaie cât de mare încât consumam alcool. Și am început să fug de acasă vreo două ori. Și, oameni buni, când am fugit eu de acasă, n-am fugit cine știe unde, dar am fugit într-un butoi. Și butoiul acela nu era un butoi obișnuit, dar era butoiul meu preferat din întreaga lume. Vara stăteam toată ziua la pescuit și la scăldare. Doamna era multe bun care se încălța, dar prima vară, primul băiețel care umbla toată ziulica descolț în ogradă. Motoul vieții mele este, dați-mi libertatea, dar porecla mea este, mâna sângerată, pentru că știi ce am ucis? Am ucis, ghiciți. Acum vă arăt. Un șarpe uriaș, prin călătoriile mele din Mississippi. Și să știți, care dorința mea cea mai mare a vieții este? Să fiu bogat. Și să fiu ca Robin Hood, să protejez copiii nevoiași și oamenii sărmani. Dar vă spun un lucru foarte, 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 foarte important. Copilăria este o perioadă minunată a vieții și trebuie să o prețuiți. Dacă nu o prețuiți, veți regreta foarte, foarte mult.